Jandarmii sălăjeni vor asigura măsurile de ordine publică la manifestările cultural-artistice sau religioase organizate la acest sfârșit de săptămână. Peste 60 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj vor fi angrenați în misiuni de ordine publică la manifestările cultural artistice, religioase sau sportive ce vor avea loc în acest weekend prelungit, prilejui de ziua liberă de luni în care cinstim adormirea Maicii Domnului. Jandarmi sălăjeni vor fi prezenți și vor asigura buna desfășurare a manifestărilor la hramurile mănăstirilor Strâmba Bic, Rus și Bălan. De asemenea, vor supraveghea și alte evenimente precum manifestările sportive ocazionate de zilele Sfântului Ștefan din Borla, Festivalul Județean de Folclor Dor de Cântec și de Joc din Bănișor și Summer Pool Fest organizat la broscăria din Șimlăul Silvaniei. Patrulele jandarmeriei vor fi prezente în mijlocul cetățenilor și vor executa misiuni pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte care aduc atingere normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. Recomandăm cetățenilor în situația în care iau cunoștință despre săvârșirea unor fapte antisociale să sesizeze echipajele de jandarmi direct sau prin apelarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj la numărul de telefon 0260669722.